nu este de acord cu aceste terapii, toate aceste secte ezoterice. Nu sunt creștine deloc, nu sunt ortodoxe, dar minte creștine. Părintele Zaharia Zaharău de la Mănăstirea Exes, într-o conferință, spunea că pe cei care practică yoga, radiestezie, binergie și așa mai departe, n-ar trebui nici să-i primim la împărtășanii. De ce? Pentru că sunt lupi în piei de oaie. Unii dintre ei, alții dintre ei, sunt victime, inconștienți, cred în mod sincretist într-o învățătură care s-a transmis de către cineva, care a fost un bun psiholog și a știut să-i sucească mințile. Noi, ca biserică mă refer, ca și creștini, ortodoxi, când mergem la biserică, noi trebuie să învățăm învățătura bisericii. Ezoteriștii care vin, bioenergie, radiestezie și așa, vin la biserică și de multe ori ascund preotului că fac aceste practici. Se simt cumva vinovați. Există deja o lucrare de doctorat făcută la Alba Iulia de către un părinte de la Episcopia Devei și Hunedoarei. Acest părinte arată în lucrarea sa caracterul sectar al bioenergiei, radiesteziei, al mișcărilor ezoterice. A studiat foarte mult acest fenomen. Fenomenul respectiv nu este altceva decât un curent al New Age-ului aplicat în țările creștine. Cei care vedem, întâlnim astăzi misionari, psihologi, parapsihologi și așa mai departe, care pe lângă meseria lor de psiholog răspândesc și aceste învățături greșite despre reîncarnare, despre energia creată și necreată. Trebuie făcut o distinție între energia creată și necreată. Pentru că energia lui Dumnezeu este o energie necreată. Ei se folosesc de o energie creată, care energia creată nu este de la Dumnezeu. Este de la creația lui Dumnezeu. Este cu totul altceva. Toate aceste lucruri care omul nu le știe și nu are de unde să le știe, pentru că el, săracul om, fiind cu poverile care le are, nu are de unde să știe. Dar n-are timp să se informeze. El absorbe din societate. Societatea fiind bolnavă, nu poate să absorbă ceva curat. Absorbe ceva negativ. Absorbe ceva nefolositor. Ei vedem că vorbesc foarte mult despre pacea minții. Vedem că ei vorbesc foarte mult despre liniște. Dar dacă ei supărat cu ceva, sar ca arși. Ești nervoși, agitați. Au un orgoliu și o mândrie în ei de nu vă puteți imagina. Aceasta arată clar trăirea lor duhovnicească adevărată. Când sunt spontani. Când ei supărat cu ceva și în spontanitatea aia lor, ei sar ca arși. Nu se mai controlează. E un lucru care oamenii nu știu. Mulți dintre acești guru care practică bioenergie, radiestezie și așa, ei nu sunt oamenii bisericii. În schimb, se ascund în biserică ca să îi înșele pe oameni și să atragă omul simplu, omul credincios, omul cu inima curată spre ei. Am întâlnit și noi la mănăstirea unde sunt, veneau și se dădeau prieteni cu părintele, adică cu mine. Eu nu știam cine sunt. Dar în fața adepților ei păreau ca și cum ar fi prietenii mei. Ca după aia să aflu că ei de fapt mergeau și se lăudau, uite că eu sunt prieten cu părintele, că sunt în biserică, că sunt lângă biserică și așa mai departe. Dar după ce plecau de lângă mine, începeau să învețe pe oameni tot felul de lucruri străine de învățătura bisericii, îi înșelau de numă. De aceea spun, ei pot să vină la biserică. Pot să vină să facă donații, pot să vină să facă o grămadă de lucruri care să fie de ochii lumii. Și după aia când s-au dus din biserică, îi duce pe oameni în înșelare. Vorba aceea că orb pe orb, la groapă călăuzește, așa spune Apostolul Pavel. Ei, aceasta se potrivește foarte bine în situația de față, cu toate sectele acestei ezoterice, reiki, bioenergie, toate care sunt. Gândiți-vă, ei vin la biserică și vorbesc despre reîncarnare,
când biserica te învață despre înviere, opusul reîncarnării. Deci clar se bat cap în cap. E un sincretism foarte fals. Dar omul de rând săracul nu-ți dă seama. Îl întreabă pe guru, ăla îi spune o prostie și el crede. O ia de bună. Dacă o zis guru, așa e. Nu mai stau să verific. Dacă o zis guru. Astăzi întâlnim foarte mulți din sectele acestea asiatice care vin în România și apar mari patrioți cu costum popular. Îs mari oameni duhovnicești ai bisericii, oameni care ei par a fi niște oameni curați și români și așa mai departe. Găsim Claudian Dimitriu, Oreste Teodorescu, Ovidiu Dragoș Argișan. Găsim o grămadă de astfel de personalități care, practic, ei propovăduiesc învățături străine de neamul românesc, dar se dau drept a fi români. Ei propovăduiesc învățături străine de neamul românesc, dar se dau ucenici ai Părintelui Argatu, sau Arsenie Boca, sau Arsenie Papacioc, sau Iustin Pârvu, și așa mai departe. Deci este o înșelare foarte mare. Omul care nu știe cade ușor în capcana lor. Este, de fapt, o practică a vrăjitoriei moderne. În Biblie găsim un caz. O vrăjitoare se întâlnește cu apostolul Pavel și le spune oamenilor, urmați-l pe Pavel, că el este omul Domnului. Pentru că oamenii aveau o simpatie cu Pavel. Dar Pavel și-a dat seama că vrăjitoarea se folosește de imaginea lui ca să atragă oamenii către ea. Pavel pleacă, vrăjitoarea rămâne cu oamenii. Și atunci Pavel o mustră pe vrăjitoare și o pedepsește, ca să nu se lase cumva folosit în lucrarea ei vicleană. Cam așa se întâmplă și astăzi cu acești oameni, cu radiestezii, bioenergii, reiki și prananadi și ce mai este, ezoterismul acesta asiatic. Așa se întâmplă și astăzi. Oamenii vin la biserică să se folosească în mod viclean de imaginea bisericii, de credința curată a omului din popor, pe care îl atrage în mod viclean către el. Când e în biserică, nu spune nimic despre concepțiile lui, dar când iese afară, îl nebunește pe om de cap, de omul nu mai știe ce să creadă și pe unii prinde, pe alții nu-i prinde. Fiecare cât e de ancorat în învățătura bisericii.